ne-am întors, doamnelor și domnilor, la scaunul fierbinte, în continuare alături de invitata mea, doamna Adriana Cuciureanu. Vreau să vă întreb dacă e adevărat faptul că, întorcându-ne la Valentine's Day și la Dragobete, la sărbătorile iubirii, e adevărat că țara noastră, sau mă rog, românii ca și popor, promovează mai mult sărbătorile astea importate sau pun mai mare preț pe ele decât alte popoare? Cred că suntem într-o perioadă, iar acum este declinul. Cred că am fost într-o perioadă de vârf în care am exploatat la maxim sărbătorii străine, pentru că ele veneau pe un vid de informație, pe un vid de astfel de manifestări. Cred însă că în momentul acesta românii pun mai mult suflet în Dragobete, mai mult suflet în mărțișor. Mărțișorul ca sărbătoare, de exemplu, este sărbătorit doar la noi în România și până și în Bulgaria, cam până pe la munții, până la Balcani. Deci în alte popoare nu se oferă mărțișoare de 1 martie. Știu că există o inițiativă la nivelul Ministerului Culturii să se facă un proiect în comun pentru înscrierea în patrimoniul imaterial UNESCO. Și cred că va avea mari șanse. Fiecare popor are o sărbătoare a iubirii. Fiecare popor, pentru că... Sau diferă Valentine's Day de la un popor la altul? Da, diferă. Valentine's Day a fost foarte bine preluat, așa ca să spun, de francezi. Pentru ei este patronul galezilor. Dar și în Suedia e sărbătoarea inimilor. Și Turcia are cu toate... opreliștile date de religie. Fiecare popor și fiecare religie, cu atât mai mult noi creștinii, avem o sărbătoare a iubirii. Pentru că, în esență, creștinismul înseamnă iubire. Am văzut că și reprezentanții primăriei Târgoviște s-au gândit ca în fiecare an la târgovișteni și dâmbovițeni deopotrivă și am instalat pe platoul prefecturii zilele trecute de... Joi s-a început instalarea cortului, unde putem găsi tot felul de cadouri, de mărțișoare pentru cei care vor să înceapă cumpărăturile mai devreme. Da, haide să ne îndreptăm așa privirea spre... acum nu vreau să sune... Până la urmă e frumos și așa. Da. În general, bărbații și îndreaptă atenția spre, mai mult spre femei și atunci haide să-i lăsăm să cumpere un cadou, să vadă că persoana iubită merită și ceva. Da, cortul va rămâne acolo până pe data de 8 martie, dacă nu mă înșel eu, când pe 8 martie vom celebra o altă sărbătoare a iubirii, dacă vreți, nu? Da, să mă lămuriți mai întâi dacă e ziua mamei sau dacă e ziua femeii. Asta a fost o dilemă din totdeauna. Acum puteți vorbi și din punct de vedere al mamei și din punct de vedere al femeii, deci aveți de câștigat în fiecare din cazuri. Este o sărbătoare care a fost instaurată pe la începutul secolului 20, în mișcarea aceea masivă de egalizare a drepturilor femei cu bărbatul, de obținerea dreptului de vot. Și atunci nu are nimic de a face nici cu satul tradițional, nici cu religia. Nu, pentru că asta se sărbătorește în... Asta se sărbătorește în aproape întreaga lume, deci e ziua de 8 martie, da? Este sărbătorită în întreaga lume. Păi, în general, se suprapune conceptul de femeie peste cel de mamă și atunci, da, cu atât mai mult femeile și mamele au deci motiv este ziua să mamei. Da. E o perioadă puțin mai complicată pentru bărbați, într-adevăr, că trebuie să se gândească... E ca un fel de Crăciun. E ca un fel de Crăciun prelungit, așa. Adică vine Valentine's Day și trebuie să te gândești totuși la ceva, urmează Dragobetele, nu trebuie să ratezi 1 martie mărțișorul. După 1 martie vine 8 martie. Și după care vine 8 martie, așa, dar și nici mărțișorul acela nu trebuie să fie chiar oricum. Acum au apărut și mărțișoarele astea puțin mai... elaborate, da, din aur sau din argint sau, deci renunțăm la oricum, una peste alta despre 8 martie este, se încadrează la categoria sărbătorii ale iubirii, nu? De ce nu am putea să spunem chestia asta? Iar pe ziua de 8 martie chiar se pune accent și chiar e important să punem accent, nu? Pe ziua de 8 martie.
Este că femeia este importantă. Acum, poate că întrebarea ar fi trebuit să o adresezi unui bărbat. Ar părea că fac mult lobby pentru femei fiind dintr-o postură comodă. Dar, na, în esența ființei umane și a speciei umane, femeia este importantă. Dar este importantă și o zi a bărbatului, ce spuneți? Am înțeles că... În noiembrie va fi ziua bărbatului pe 6, dacă nu mă înșel, ceva de genul ăsta. Am înțeles că Parlamentul a legiferat. Ce spuneți de lucrul ăsta? N-ar fi trebuit să rămână în minoritate. Știu că ar fi vrut, a fost o inițiativă să fie undeva prin mai, probabil că atunci consumul de bere... A fost inițial 1 mai, da. Da, probabil consumul de bere ar fi fost ceva mai ridicat, dar în noiembrie, nu știu ce, nu se mai poate ieși la picnic totuși. Dar se vor mai face corturi de ziua bărbatului, ce ziceți? Sau vor fi femeile la fel de implicate? Nu, evident că nu. De ce? Îi lăsăm să sărbătorească singur. De ce nu? Dacă tot vorbim despre iubire și... Pentru că noi de ziua de 8 martie ne dorim ca bărbații să ne acorde toată atenția din lume, iar de ziua lor îi lăsăm să se bucure singuri. Ar fi interesant, da, de ziua femeii, cum bărbații își pregătesc în detaliu date-urile sau, mă rog, toate chestiile de genul ăsta. Iar nu, cred că lor nu le ia atât de mult să se organizeze cât ne ia nouă femeilor. Credeți? Sunt convinsă. Chiar și la primirea unui cadou. Nu, ar trebui femeile să se organizeze. Cred că abia se bucură. Băieți, ieșim la bere. Avem liber. A, e ziua bărbatului, da, deci. Da, dar spun, da. În schimb, femeile nu ies cu fetele sau nu se împartă în opulețe așa. Se practică sau... acum de câțiva ani buni în România, în perioada aceasta de 8 martie înainte și după, au loc multe petreceri în care femeile sărbătoresc. Are ceva legătură cu Iordanul Femeilor, care are loc pe undeva prin Ardeal, deci prin zona Ardealului, în ziua de 7 ianuarie, când femeile sunt sătule de toată munca pe care au depus-o așa, și atunci le sărbătoresc singure, să nu prindă picior de bărbat. Încă se întâmplă chestia asta? Ar putea să fie o similitudine. Dar se întâmplă în foarte multe restaurante ca femeile să petreacă de 8 martie cam fără bărbați. Spuneați de ziua de 7 ianuarie, vine un fel de revelion al ospătarilor. Da, vine un fel de revelion al femeilor de data aceasta, iar ospătarii trebuie să fie acolo. Da, a fost foarte interesantă emisiunea de astăzi pentru că ne-am lămurit puțin în ceea ce privește Valentine's Day, dragobetele, mărțișor, 8 martie, după ce sărbători mai avem? Păi ne apropiem așa cu pași repezi de postul Paștelui și să nu uităm că prima... 15 martie, dacă nu mă știu, începe postul Paștelui, nu? Nu știu că exact. Dacă avem întâi, nu, mai târziu un pic, dacă avem Paștele de 1 mai, 6 săptămâni înainte... Nu, zic bine, da, cam așa, în fine. Să nu uităm că prima sâmbătă a primei săptămâni din postul Paștelui îl avem pe Sfânt Toader. Adică este cel care, pentru femeile care n-au terminat și nu și-au curățat și nu și-au îngrijit părul, vor avea de suferit. Iar pe plan local are loc Paștele Cailor. Paștele Cailor, da. Pe data de cât se sărbătorește? E cu data este schimbătoare. Este cu data schimbătoare, da. Cu sâmbăta lui Sfânt Toader. Nu, în prima sâmbătă din postul Paștelui. Am înțeles. Tot în perioada aceasta știu că se mai sărbătoresc, sau nu știu cum să le spun, cei 48 de... Pe 9 martie, 9 pe martie. 40 de mucenici. Deci imediat după ziua femeii. Da, când se spune că e ziua bărbat, atunci ei au voie să ciocnească încă 40 de pahare de vin. Bun, dar ce reprezintă acești... 40 de mucenici. Eu am zis 48, cei 40 de mucenici. Da, 40 de mucenici, martiri, care în cinsta lor... Se fac acești colaci, acest dulce, acest desert în esență și se închină câte un pahar de vin. Da, deci după o lună dulce din luna februarie și începutul lunii martie, la fel de dulce. Vom intra în postul Paștelui. Și apoi intrăm în postul Paștelui. Și fiecare săptămână din postul Paștelui are câte o semnificație. Să nu uităm că în a treia săptămână, în miercuri se strâng ouăle pentru un roșit, e miercurea păresimilor. Da. Că ne apropiem după aceea de săptămâna mare cu multe, cu multe semnificații, că vin florile, prima, duminică înainte. Da, prima dezlegare la
la pește și după aceea ca să încununeze și într-o duminică plină de semnificații să sărbătorim Învierea Domnului. Oricum, un pic cam târziu Paștele anul acesta, întâi mai... Da, după calculele, așa este, nu stabilește nimeni... Da, după calculele bisericii. Da, da. Vom vorbi odată, uite, este un subiect interesant să lămurim cum se stabilește. Cum se stabilește, da, 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 e da, mult da, de vorbit, înțeleg. E, da, da. Dar se face după niște calcule matematice și astronomice. Am înțeles, și astronomice. Da. În funcție de luna plină. De... E, uitați că odată cu Paștele sărbătorim și ziua de 1 mai anul acesta. Da. Mulți ar plânge, dacă vreți, pentru că nu avem când și Paște avem și liber, 1 mai. Nu? Da. Da. Bine, mai sunt câteva zile după, dar oricum ar fi trebuit să fie și acelea în cazul în care... A, nu, că pica duminica 1 mai, deci... Da, nu se... Da, 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 într-un fel e bine și așa. Acum, da. Ele se succed. E foarte interesant, acum 11 ani, Paștele a picat tot într-o zi de 1 mai. Da, tot într-o zi. Da, eu știu că peste 2 ani pică Paștele într-o zi de 28 aprilie, când voi serba ziua de Paște. Minunat, va fi interesant. Minunat. Da, vă mulțumesc foarte mult pentru că ați venit. Și eu mulțumesc foarte mult. Iubiți-vă și iubiți-vă cu sinceritate. Și declarați-vă iubirea persoanei dragi. Și nu vă iubiți doar de Valentine's Day sau de dragobete? Nu doar acum. Nu doar acum. Așa cum am spus, bucuriile mici și dese ne fac viața... Și ca să vă pun așa o întrebare de încheiere, ce reprezintă iubirea? Dacă iubire n-am, nimic nu sunt. Foarte frumos. Mi-ați dat așa peste nas, ca să zic. Vă mulțumesc mult pentru că ați venit, doamna Adriana Cucureanu. Mulțumesc foarte mult. Vă mulțumesc și dumneavoastră pentru că ați fost alături de noi, doamnelor și domnilor. Rămâneți în continuare alături de Scaunul Fierbinte. Urmează un material foarte interesant pe care l-am realizat în această săptămână alături de colegii mei din redacția de știri. Până săptămâna viitoare, când ne vom întâlni cu campioanele României de la basket feminin, fetele de la CSM Târgoviște, rămâneți alături de programele Columna TV și stați cu ochii pe emisiunea Scaunul Fierbinte. La revedere!